Da, primarul de aici e chiar așa, bun, de baron. Toată lumea se teme de dânsul. Ieșe pe fața lumii, la la la. Nu-s la fel toți oamenii, la la la. Că sunt oameni buni și răi, credincioși și farisei, și tu trăiești între ei, omule. Domnul primar, mă aflu în față la APIA. Vă aștept aici. Da, bun, da, ne-am înțeles că mă așteptați. Mă sunați în jumătate de oră, eu vă aștept în Botoșan și vă spun unde mă aflu. Stimați telespectatori, am ajuns și în Botoșani, la sediul APIA, unde domnul primar din Vlăsânești spunea că se află. În momentul în care am ajuns aici și l-am contactat telefonic, dumnealui mi-a spus că n-a înțeles bine că eu mă îndrept spre APIA, adică la Botoșani, și a plecat spre Cătămărășdeal, unde, spune dumnealui, are de rezolvat o problemă urgentă, rugându-ne să avem răbdare o jumătate de oră, pentru că dumnealui ne va suna, ne va contacta și atunci va putea să-și exprime un punct de vedere. Dacă tot am așteptat câteva ore la Vlăsinești și am mai pierdut o oră cu drumul de la Vlăsinești la Botoșani, acum o jumătate de oră nu-i un capăt de țară ca să așteptăm să putem lua legătura cu dumnealui, numai în condițiile în care, într-adevăr, dumnealui dorește să stea de vorbă cu noi. Stimați telespectatori, după cum ați văzut din cuprinsul reportajului, de la Vlăsânești am luat legătura cu domnul primar care se afla la APIA în Botoșani, iar în Botoșani am reușit să ne întâlnim. Ne aflăm în părculețul de lângă locația primăriei Botoșani, așa că tot lângă o instituție de administrație publică suntem. Domnul primar, vă rog. Mai mulți cetățeni s-au adunat azi dimineață în Vlăsânești să plângă de o serie de aspecte nerezolvate de către primărie. În fond, eu am fost solicitat de către domnul Dumitru Trufin. Da, păi jumătate de sat e lebădă, jumătate Trufin. Aproximativ. Și domnul Trufin și-a manifestat nemulțumirea că i-a luat 10 hectare de imași din CISO concesionat lui în 2011 și că din această cauză are pierderi, pagube, ar spune el. Bănuiesc că pierderea, paguba ar fi subvenția aia care se primește la hectarul de imaș pentru care se luptă toți crescătorii de animale acum, care mai de care spun mâna pe ea. Din dialogul cu domnul Trufin Dumitru, am mai reținut faptul că în Vlăsânești există și o asociație a crescătorilor de animale, fermierul, numai un pic, fermierul, care și ea deține ponderea suprafețelor de imaș. Problema mea, până când intrăm în fondul discuției, este cum au ajuns crescătorii ăștia de animale să dețină individual concesiune de imaș, să beneficieze de subvenții de la APIA, în condițiile în care normele europene cer ca ei să fie ori asociați, așa cum este fermierul, ori uniți într-o cooperativă a crescătorilor de animale. Felicitări, foarte bună întrebare. Normele au venit anul acesta. De fapt, nici nu au venit normele, a venit o ordonanță de guvern prin care spune că de anul acesta pășunea comunală poate fi concesionată doar
crescătorilor de animale care sunt asociați într-o formă de asociere. Dar de anul acesta și mai scrie în lege că normele vor veni în 15 zile. Normele n-au venit, iar... Cum n-aveți nici norme la legea... Exact. Prin acea lege ne-a permis să concesionăm pășune crescătorilor de animale. Lucru pe care l-am făcut. Și de-aia îmi pare rău că nu suntem la primărie. Ar fi frumos să vă arăt, ce am făcut noi, ce am reușit să facem noi acolo. Nu, nici dumnealor nu am stat să le filmez actele, dosarele cu care au venit, pentru că noi filmăm reportaj, nu facem nici știri și nici nu administrăm probe cu scrisuri pentru judecat. Că noi nu judecăm, noi surprindem fenomenul, atât. Așa. Eu aș reveni la prima întrebare a dumneavoastră, de fapt la primul cuvânt al dumneavoastră, mai mulți cetățeni. M-au sunat cei de la primărie, colegii de la primărie și mi-au spus că erau, de fapt, haideți fiind corect, domnul Rotundu, știu că... Nu, o să vedeți pe reportaj câți erau. Patru cetățeni erau? Nu, ei au venit la primărie. Da. L-am filmat în mijlocul satului, a uliței. Eu respect și pe cei cetățeni. Dumneavoastră ați spus așa, că eu le-am luat 10 hectare. Nu, spune el, nu eu. Spune Dumitru Trufin. Nu eu le-am luat, nu eu le-am dat. Într-adevăr, propunerea de la mine a venit în sensul că atunci când s-a putut, am fost cât se poate de oportun, am chemat toți crescătorii de animale din comună, le-am prezentat acea lege, le-am spus să-și facă documentația necesară pentru a beneficia de... Vorbesc de crescători de animale care oricum aveau stâne, erau crescători de bovine, de ovine și le-am spus ce trebuie să facă, să îndeplinească condițiile cerute de lege, astfel încât ei să poată să condiționeze de la primărie și într-adevăr să poată să declare la APEA și să beneficieze de acea subvenție care este binevenită. De altfel, Comuna Vlăsănești din punctul ăsta de vedere este avantajată. Avem 1126 de hectare de imași. La un efectiv de animale de cât? De bună întrebarea. Vreau să vă spun că pe vremea comunismului, pe această pășune, pășunau în jur de 10.000 de ovine și 2.000 de bovine. Când am ajuns primar în comună, erau... Sunteți primar din 2008. Exact, din 2008 și am fost viceprimar din 2004. Cu domnul Oniciu. Cu domnul Oniciu, corect. De altfel, concesiunea a fost începută din mandatul 2004-2008, parte din concesiune. După care am deschis, legea ne-a permis să deschidem, Nu, câte animale aveți acum, domnul primar? Câte animale aveți acum? Animale, efectiv de animale este în creștere și nu pot să mă bucur de acest lucru pentru că este un efect al măsurii luate de noi. Faptul că beneficiază de subvenții agricole a ajutat ca acești crescători de animale, 1, să-și mărească efectivul de animale, 2, să-și mărească afacerea, să-și o dezvolte, să-și doteze acele stâni. Așa cum se cere de altfel de Uniunea Europeană, pentru că ei au nevoie de niște avize. Și-au cumpărat, și-au dotat, și-au luat utilaje. Pe lângă faptul că au mărit efectiv de animale, dar au îmbunătățit. Acum au... Domnul primar, hai să lăsăm astea, că nu ăsta e fondul reportajului. Pe mine mă interesează să clarificăm problema concesiunii imașului. Da. Am stat de vorbă, cel puțin 3 persoane au spus că au concesiuni ca persoană individuală imaș de la primărie. Da, din Miron Costân, din Vlăsânești, nu mai știu de unde. Problema mea este... În momentul în care au luat concesiunea, nu existau aceste restricții de norme europene. În momentul de față există. Da. De ce n-ați organizat licitații să vină să liciteze cei care au dreptul să liciteze, să le dați imașul celor care câștigau licitația și terminați balamucul cu toți ăștia? Asta nu este o întrebare, presupun. Nu, este o sugestie. Așa, corect. Deci, eu am respectat legislația, am emis o hotărâre de Consiliul Local. În urma acelei hotărâri de Consiliul Local s-a scos la licitație suprafața de imaș. Mare parte, adică cam 45% a fost concesionată de Asociația Fermierul Vlăsăneștean, pe care eu am înființat. Vreo 500 de hectare a concesionat. Așa, corect. Așa, păi am spus, până în 50%.
teren, imaj, care se adresează crescătorilor de animale care au câte au un efectiv mic și pășunează acele animale în cireadă. Deci li s-a dat separat, după care ce a rămas la liber s-a licitat. Au fost licitații în fiecare an și am ajuns ca la ora actuală 100%, 98% din imajul Comunei Vlăsănești să fie concesionat prin licitație. Haideți să revenim la Dumitru Trufin. Problema lui cu astea 10 hectare. Omul plânge că na, pierde subvenția. Da. Până la toată urmă, de ce i-ați luat? Nu, eu i-am luat. Prin hotărârea Consiliului Local și prin licitație i s-au acordat la fiecare crescător de animale un număr de o suprafață de teren în funcție de numărul de animale. Dar în același timp noi facem facilități, deci nu să știți că umblați prin județ. Nu știu dacă mai găsiți o comună unde 100% este dat, da? Dar în același timp, prin contractul de concesiune, conform hotărârii Consiliului Local și a normelor impuse, trebuie să avem și niște obligații și pe care le-am adus la cunoștință prin contract, iar ei trebuie să-și respecte. Cum vă explicați din 33 de contracte, sper să nu greșesc, 33 de contracte pe tot imașul, doar cu unul singur am probleme. Doar cu unul singur. Nu, eu l-am întrebat de ce ar fi vrut primarul neapărat să ia lui 10 hectare din pășunea pe care susține că ar fi concesionat-o și nu mi-a dat o explicație. L-am mai întrebat... L-am mai întrebat cum de-o ajuns el, persoană fizică, crescător de animale, persoană individuală, să dețină concesiunii de imaj, nefiind înscris în nicio formă asociativă. La ce vreme mergea? Știți bine, că mergea la ce vreme. La ce vreme mergea... Dar cum de-a dat apia sub subvenția anul trecut, că el spune că a luat. Da, da, dar era normal, toți au luat apia, dar e legal. Și anul acesta e legal, pentru că, din păcate, ei au dat legea pe 14... Da, vă referiți la ordonanță 134? Așa, ordonanță pe 14, 13 sau 14. Iar ultima zi de declarare a suprafețelor era 15 mai. No, în două zile nu puteam noi să așteptăm să... și n-au venit normele. Așa că merge. De la anul, într-adevăr, e o mare problemă. Toți crescătorii de animale, dar o să găsim soluția să nu le dăm în cap la crescătorii de animale individual, pentru că la țară ei trăiesc din creșterea animalelor și cultivarea pământului. Și o să vedem cum putem să-i ajutăm, vedem normele cuvinte, dar să revenim la Trufin. Acest domn Trufin, care vii și rudă, dacă e adevărat. Da, eu cumva mi-e rud, dar noi suntem, știți cum e, v-ați spus dumneavoastră că Trufin e jumătate de sat, nu e jumătate, dar 30%. An de an la rând, dar eu nu vreau să îmbârfesc și nu vreau să... Prin hotărârea Consiliului Local nu a respectat clauzele cu privire la respectarea suprafețelor de teren a vecinilor și respectarea proprietății terenului și a animalelor. Ajungând până la furat animalele a celui care avea o stână lângă, ajungând la pășunat tot ce înseamnă teren de jur împrejur, iar oamenii au... Sunt sesizări la poliție, sunt dosare la poliție. Eu știți unde am greșit? Că n-am respectat 100%, și o spun. 100% hotărârea Consiliului Local. Eu trebuia să-i reziliez total. Dar da, bun. Nu la el m-am gândit, ci m-am gândit la acele animale și am lăsat exact suprafața conform declarației care este un înscris și se află la Registrul Agricol. Domnul primar, televiziunea nu se substituie justiției. Dacă domnul Trufin Dumitru rămâne în continuare convins că e dreptatea de partea dumnealui, se va adresa justiției, va ataca acea hotărâre de Consiliu la contenciosul administrativ și va rezolva problema. Au mai venit o serie de cetățeni mai în vârstă. Dar nu tot reportajul îl dedic lui Trufin. Eu i-am spus domnului Trufin, tot eu, prin hotărârea Consiliului Local, prin acea licitație, i-am dat, chiar dacă erau multe probleme. Nu e vina dumnealui. Acest domn Trufin, care de altfel e un crescător de animale serios și vechi, este dus în eroare și ajutat de o parte din consilierii din Consiliul Local care sunt în opoziție. Care... Păi a venit la fața locului un consilier, tot Trufin, mi-a spus că e de la PDL, cu un... Nu Stoiciuc. Parcă Trufin a zis, avem pe cameră înregistrat, sau Lebădă.
Levănă nu mai este consilier. Oricum, a spus că este consilier PDL și că dumneavoastră ați introdus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local problema lui Trufin Dumitru pe ușa din spate, în sensul când ședință ați introdus pe ordinea de zi retragerea a 10 hectare din suprafața de imaș. Sunt înscrisuri la dosarul de ședință, nu este așa. Noi dezbatem în ședințe proiecte de hotărâre. Pe ordinea de zi a ședinței din luna aprilie, punctul 3, exact așa, titlul punctului 3 era modificarea unor contracte de concesiune. Unor contracte de concesiune. Deci nu era concretizat care și cum anume. Totul se discută. Tocmai asta e, ar trebui să apreciezi. N-am făcut-o pe ușa din dos, totul a fost prezentat consilierilor locali cu documente, cu realitate, dar sunt știute cazurile astea în comună. Îmi pare rău că comuna Vlăsânești trebuie să ajungă cu așa ceva în față. Au ajuns și altele. Un alt aspect, domnul primar, vreo 4-5 cetățeni au reclamat faptul că n-au primit în proprietate terenurile care li se cuveneau, că dumneavoastră ați intrat peste dreptul lor de proprietate și ați emis titluri prin care le-ați știrbit o serie de suprafețe. Un domn spunea că la școală deține 2 ari din suprafața lui de 18 ari care i s-ar fi cuvenit și i-a dat numai 16 ani. Un domn care spunea că a lucrat pe la Brașov pe undeva, vecin cu școala, probabil știți cine e, mai mult de lebă de când aici trebuia să li cer și inițiala tatălui. Au spus că au probleme cu dumneavoastră, inclusiv tatălui dumneavoastră i-a dat o suprafață de teren suprapun în câmp loturile și că de fiecare dată când vin la dumneavoastră la primărie, dați afară, aveți un comportament foarte violent față de ei în limbaj și că ei nu mai au unde să ducă să-și câștige dreptatea. Sigur, cetățenii ăștia au fost câțiva acolo. I-am întrebat dacă este o atitudinea primarului față de întreg satul și cum își explică ei faptul că primarul a fost ales și la al doilea mandat cu o majoritate de voturi. Ei, nu prea am primit explicații, dar în mare aveți probleme cu dreptul de proprietate chiar așa de multe la nivelul comunii încât oamenii să se simt lezați? Dumneavoastră știți bine și mă bucur că stau de vorbă cu un om care nu cunoaște legislația. Legea fondului funciar a fost schimbată, modificată și, scuzați-mi termenul, nășit de cei care aplică aceste legi, sunt de multe ori puși în dificultate. Noi suntem în anul 2013, după 23 de ani de aplicare a fondului funciar, eu le explic acelor oameni că ei au probleme, de fapt, între ei, cu rudele. Exact. Noi nu suntem nici notar, nici avocat, nici judecător, nici procuror. Dacă vedem că ne depășesc aceste lucruri, îi îndrumăm spre instanță, așa cum și dumneavoastră ați spus. Și le-am spus și eu același lucru când am stat de vorbă cu ei. Pe undeva eu așa i-am învățat. Pentru orice ei se adresează primarului și primăriei. Sunt lucruri la care noi nu mai putem da răspuns și i-am înștiințat, i-am rugat să meargă mai departe pentru a-și rezolva problemele. Iar dacă există în România vreun primar care a rezolvat 100% fondurile, problemele de fondul funciar, eu vreau să-l cunosc și să învăț de la el. Nu o să-l găsit. Da, domnul primar, eu vă mulțumesc că totuși ați făcut un efort ca să ne putem întâlni și să stăm de vorbă. Vă urez succes acolo în activitate. Stimați telespectatori. Eu vă mulțumesc, vă invit la primăria Vlăsânești, vă aștept să discutăm și alte aspecte. Mi-a arătat melcăria și ciupercăria lui Oniciuc, fostul primar? Din păcate, doar melcărie, ciupercărie, nu? Din păcate a fost un proiect la acea vreme... Ratat. La acea vreme era de speranță, știu eu, speram că va... Jumătate de miliard de lei cheltuit. Mai bine, vreo 800 de milioane, dar care s-a dovedit că a administrat prost, a fost un mare eșec. Dar la acea vreme și eu am susținut, pentru că era o altă formă de a produce bani în mediu. Da, bun, mulțumesc, domnul primar. Stimați telespectatori, sunt două tabere în Vlăsinești. Cetățenii nemulțumiți, cei pe care i-ați văzut filmat în reportajul de față,
și acei crescători de animale care vor și râvnesc la a deține o suprafață din imașul comunal, pentru că trebuie să recunosc că atractivă este subvenția europeană, un ban care vine așa, mai fără prea multă muncă. Domnul primar și-a exprimat punctul oficial de vedere. Dumnealui, sigur, are de partea sa legea, are atribuțiunile care îi sunt conferite prin legea administrației publice locale și nu poate să facă altfel. Dar așa cum le-am spus cetățenilor intervievați, nemulțumirea lor în general aparține de competența instanței de judecată. Toți cei care au nemulțumiri în continuare și care susțin că primarul nu ar vrea să le acorde dreptate, au calea justiției. Noi, televiziunea, nu putem să ne substituim instanțelor de judecată și să împărțim dreptatea după niște criterii care nu sunt legiferate de către statul de drept. Vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la ora 19.